Potrivit Centrului de Informare pentru Finanțări Nereambursabile, Sălajul ar putea beneficia de 250 de milioane de euro pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj. Acest proiect face parte din lista celor 44 de proiecte de apă și canalizare în valoare totală de 6 miliarde de euro, identificate la nivelul Autorității de Management Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 și al autorităților locale care vor concura pentru primii 2,2 miliarde de euro puși la dispoziție. Printre obiectivele proiectului se numără extinderea rețelei de distribuție a apei potabile și reabilitarea acesteia pe porțiunile unde este necesară extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare, construcția unor stații de epurare în localitățile Sâc și Sărmășag, dezvoltarea unor facilități de tratare a nămolului, construirea unei conducte de aducțiune în localitățile de pe perimetrul celor două județe și extinderea conductei de refulare. Totodată, amplasarea unor rezervoare noi de înmagazinare a apei potabile și amplasarea unor stații de clorinare, amplasarea unor stații noi de pompare a apei potabile, dar și a unor stații de pompare a apelor uzate reprezintă alte obiective incluse în acest proiect. Precizăm că obiectivele propuse prin proiect sunt amplasate în următoarele unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj: Dragu, Hida, Creanca, Mirșid, Meseșenii de Jos, Zalău, Hereclian, Vârșolț, Pericei, Șimleu, Silvaniei, Jibou, Someșodorhei, Almașu, Fildu de Jos, Sălățig, Cehosilvaniei, Zimbor, Sâmnihai Almașului, Românaș, Agriș, Bucium, Surduc, Cristolț, Păben, Niletca, Losna, Năpradia, Crasna, Bănișor, Horvatu Crasnei, Cizer, Măieriște, Camăr, Sărmășag, Bobota, Nușfalău, Boghiș, Valcău de Jos, Ip, Marca, Halmăști, Bălan și Carastelec, respectiv în 43 din cele 62 de unități administrativ-teritoriale din județ. În același proiect sunt incluse și 35 din cele 82 de unități administrativ-teritoriale din județul Cluj, inclusiv orașele Cluj-Napoca, Deș, Gherla și Huedin. Precizăm că prezentul proiect se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, având în vedere că perimetrul razei de implementare include arii naturale protejate de interes comunitar. După procedura de evaluare a impactului, proiectul va obține acordul de mediu necesar pentru demararea următoarelor etape în vederea implementării.